subiectul predicii pe care am pregătit-o este inspirat din lecția 7, despre părerile îndoielnice. Este un subiect foarte interesant când am făcut eu, când m-am pregătit de lecția pentru cateheză. Mi s-a părut foarte interesant textul, și anume din Romani 14, unde Pavel vorbește la subiectul ăsta. Cum trebuie să fie în biserică tratate părerile îndoielnice? Și când se referă la păreri îndoielnice, sunt lucrurile sau problemele care le avem în biserică, care în Biblie nu scrie da și nici nu. Care în Biblie nu ni se dă un îndemn clar sau o regulă clară cum să procedăm. Da? De exemplu, în Vechiul Testament, cel mai des despre ce scrie Pavel este problemele care au legate de vechiul legământ. Da? Dacă trebuie să mănânce sau nu trebuie să mănânce mâncăruri necurate. Dacă trebuie să păzească o zi sau nu trebuie să păzească o zi. Astea sunt păreri îndoielnice, da? În care Domnul Iisus nu a spus clar să nu păziți sabatul, da? Sau să nu mâncați, sau să mâncați animale necurate. Nu a spus. Noi știm numai despre vedenia care a avut-o și din urma căreia a fost îndemnul și toți ucenicii au în același mod unanim au spus că este ok să mâncăm animale necurate, pentru că nimic ce este de la Domnul, ce crea Domnul, nu este necurat. Toate sunt curate, da? Însă până în ziua de astăzi, dacă trăim în anul 2022, problema asta persistă, sunt multe păreri îndoielnice, da? Astea sunt cele mai clasice. Pe urmă, la noi, în Moldova, sunt alte păreri îndoielnice. Dansăm sau nu dansăm, spate sau să nu bem un pahar de vin, la noi în biserică, mai ales între tineri, este altă părere îndoielnică, spate sau nu întâlnirile pentru că de curvii și prea curvii, spus clar. Dar nu, întâlnirea nu înseamnă că asta, da? Și are o părere îndoielnică. Noi, de exemplu, în biserică am hotărât că întâlnirile nu sunt recomandate, dacă nu chiar acceptate, da? Dar este o părere îndoielnică, pentru că în Biblie nu scrie că nu se poate să te întâlnești. Însă noi căutăm să argumentăm și ceea ce facem noi este că căutăm să încredințăm. Și în Romani 14 vorbește foarte mult Pavel la subiectul ăsta, vă recomand mult să-l citiți dacă nu l-ați citit, cei care ați fost botezați la noi în biserică, sunt sigur că ați trecut lecția asta, de aceea nu o să trec prin ea. Vreau doar să vă atrag atenția la ultimele două versete din Romani 14, care spun astfel. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferici de cel ce nu se osândește singur în ceea ce găsește bine. Dar cine se osândește și mănâncă, cine se îndoiește și mănâncă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Și mie fraza asta mi s-a părut foarte interesant, pentru că în restul Bibliei nu găsim așa o frază. Și nu știu cum vouă, mie mi se pare destul de radical să spui așa ceva. Cu orice nu vine din încredințare, este păcat. Pentru că noi foarte multe lucruri le facem din îndoială, nu? Noi nu știm dacă e bine sau nu e bine. Și în loc ca să nu facem nici una, nici alta, noi mergem cu una care ne pare nouă că poate sună mai bine. Dar deseori noi facem lucruri care nu vin din încredințare completă. Dar nimeni dintre noi nu-ți gândește că asta este un păcat. Nici eu nu m-am gândit, dacă sincer, până acum, până n-am atras atenția la versetul ăsta, pentru că am citit capitolul, dar când citeam ieri, mi-a atras foarte mult atenția versetul ăsta. Că tot ce nu vine din încredințare e păcat. Însă, mă gândesc la ziua de astăzi că este foarte, foarte interesantă legea asta care este spusă în versetul 23, că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Însă problema cea mai importantă este să definești cuvântul credințare, nu? Și alt pasaj care folosește cuvântul ăsta, care este pleroforeo, care înseamnă a umple plin, a convinge de plin, a avea încredințare de plină, o convingere fermă sau o părere fermă asupra unui lucru. Unicul alt loc în care îl găsim este în Evrei 11:1-2. De fapt, nu, ăsta e în alt pasaj, dar este cel puțin în limba română este tradus la fel și în original are un sens asemănător. Și spune astfel, și credința, de fapt, socotind că noi deja am citit de 6 ori Evrei în studiul nostru, cred că deja știți pe de rost pasajul, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iată cuvântul, o puternică încredințare despre lucruri care nu se văd,
înseamnă lucrul ăsta, o convingere fermă. Și este același cuvânt care este folosit și în Romani. Și foarte interesant, pentru că în Evrei 11, 1-2, pasajul pe care noi îl cităm foarte des, el gramatical nu prea are sens. Pentru că dacă vă uitați aici, definiția pe care este autorul o oferă cuvântului credință, este o definiție circulară, pentru că el definește cuvântul credință cu o încredere și pe urmă cu o puternică încredințare. Ambele având la rădăcina cuvântului, cuvântul credință. Până la urmă, el primește că definește cuvântul credință cu cuvântul credință, ceea ce nu face sens. De exemplu, asta e o regulă. În dicționar, în text, niciodată nu o să găsiți un cuvânt care e definit cu sine însuși. Pentru că asta nu e un paradox, nu? Orice cuvânt trebuie să fie definit cu alte cuvinte pentru ca să facă sens. Totuși, definiția care nouă ne se dă în Biblie este una circulară. Ea folosește cuvântul încredere și încredințare pentru a defini cuvântul credință, care stă la rădăcina celorlalte două cuvinte. Totuși, pentru noi este foarte clar ce înseamnă cuvântul ăsta. Ce înseamnă credință, pentru noi este foarte clar. Deci, pentru că credință și încredințare nu sunt același cuvânt. Din cauza asta, ele au la rădăcina același cuvânt, dar ele nu au același sens. Noi când vorbim despre credință și despre încredințare, sunt lucruri diferite. O încredințare este ceva de ce noi putem să fim siguri. Și uitați-vă ce spune aici, despre ce putem noi să avem încredințarea. Despre lucrurile care nu se văd. Deci încredințarea înseamnă că noi avem o convingere fermă despre lucrurile pe care nu le vedem. Și spune mai departe că este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Și încredere neclintită înseamnă că noi avem o asigurare, avem o garanție despre lucrurile care ne-au fost promise, despre lucrurile pe care noi le așteptăm, despre lucrurile la care noi nădăjduim. Și în primul rând, noi toți nădăjduim la viața veșnică. Asta e ceea ce noi așteptăm, asta e ceea la ce noi nădăjduim. Noi nădăjduim la viața veșnică în Hristos și cu Hristos. Asta este ceea ce noi așteptăm. Din cauza asta, pentru noi face sens definiția asta. Știm de 2 milenii, pentru toți creștinii, definiția asta a fost absolut suficientă. Deoarece credința este un pic diferită. Credința este ceea ce izvorăște din convingerea noastră firmă cu privire la lucrurile care ne-au fost nădăjduite. Deci noi suntem asigurați cu privire la lucrurile nădăjduite și suntem firm convinși de lucrurile care nu se văd. Și din asta vine credința. Și credința este o combinație, pentru că credința nu înseamnă o convingere fermă. O credință este o combinație între o convingere fermă și o nădejde. Și este un lucru diferit. Pentru că noi, foarte mulți oameni spun că cred, dar foarte puțini oameni au o încredințare în lucrurile despre care vorbesc. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi trăim într-un veac în care oamenii, toți spun, mulți de fapt, spun că cred. Toți oamenii, deja noi am trecut un pic de etapa ateismului, nu știu, mai sunt foarte mulți care se afirmă atei, dar deja trăim într-o altă etapă în care eu, de exemplu, am discutat cu mulți oameni, chiar și am fost la o nuntă alaltă ieri. Și interesant cu oamenii care, de fapt, am discutat cu ei mai înainte, nu la nuntă, dar ei vorbesc despre o credință. Că ei cred. Deci eu când le spun că eu cred, și eu tot cred. Dar ce crezi? Și eu cred în Dumnezeu. Și care Dumnezeu tu crezi? Păi eu cred în Dumnezeu, cred că totul e Dumnezeu, că pământul e Dumnezeu, că planeta e Dumnezeu, chiar și păsărica asta poate fi Dumnezeu. Și eu zic, păi dacă e păsărica sau e pământul sau ce? Nu poate fi Dumnezeu orice și nimic într același timp. Înseamnă că tu nu crezi în nimic. Și asta este problema cu credința. Credința pentru oameni este ceva că el crede în ceva, fără ca să poată explica. Însă un om care are o credință adevărată, el trebuie să aibă o încredințare în lucruri pe care nu-l vede. El trebuie să știe că chiar dacă el nu vede lucrul ăsta, el știe ce e lucrul ăsta. Și asta este diferența între o credință și o credință care vine dintr-o încredințare, dintr-o convingere fermă cu privire la lucrurile care nu le vede și încredere în lucrurile care au fost nădăjduite. Și Dumnezeu spune că orice facem noi, orice lucru care este făcut din noi fără încredințare, înseamnă că este un păcat. Cu alte cuvinte, noi creștinii trebuie să înțelegem că noi nu putem trăi viața asta dintr-o credință care nu vine dintr-o încredințare completă, într-o convingere deplină.
O să fie mai clar când mergem pe parcurs. Întrebarea următoare este cum putem noi să căpătăm încrederea asta, încredințarea despre care vorbim. În Proverbe 30:5 spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, el este un scut pentru cel ce se încrede în el. Încredințarea, spune în Evrei, spune că este o încredințare cu privire la lucrurile care nu se văd. Problema cu lucrurile care nu se văd, cred că în sine e clar, că nu se văd, da? E foarte greu să ai o încredințare, mai ales pentru un om care el se bazează pe simțurile lui pentru a cunoaște lumea, este foarte greu ca să se încreadă în lucrurile care nu se văd. Noi însă putem să cunoaștem lucrurile astea care nu se văd pentru că ele nouă ne sunt descrise în Cuvântul Dumnezeu. Așa că primul pas pe care noi trebuie să-l facem pentru ca să avem o încredințare, pentru ca să nu păcătuim făcând fapte sau făcând lucruri fără a avea o încredințare, este să studiem Cuvântul Dumnezeu pentru ca noi să știm în ce credem. Lucrurile care nu se văd ne sunt descrise în Cuvântul Dumnezeu și noi trebuie să le cunoaștem și să le trăim. Pentru că dacă noi nu studiem, noi nu le putem cunoaște. Cum putem noi să avem încredințare cu privire la lucruri pe care noi nu le vedem și nici nu căutăm să le cunoaștem, nu? Însă, cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este descris în Romani 4:17-25. Și aici vorbește despre Avraam. Și Avraam este un exemplu de credință, dar este un exemplu foarte important de mai mult decât credință, de încredințare, pentru că deja Nicoleta a citit un pasaj foarte important și spune că și credința lui i-a fost socotită ca neprihănire. Și uitați-vă că Avraam a crezut în Dumnezeu când? Oare n-a crezut încă el de mult când s-a pornit, dar când i-a fost socotită lui ca neprihănire? Atunci când el a crezut făgăduința, de fapt, anume atunci, când nu că a crezut făgăduința, dar când Dumnezeu i-a pus la încercare credința și a cerut să facă un lucru care omenește, care moral, nu poate fi acceptat. I-a cerut să-și sacrifice propriul fiu. Și totuși spune că el, lui s-a socotit ca neprihănirea anume atunci credința. Haideți să vedem de ce. În Romani 4:17-25 spune astfel. El, Avraam, adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Vedeți cum descrie credința lui Avraam? Că el crede într-un Dumnezeu pe care nu l-a văzut, dar el deja credea că el înviază morții și cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Acum, dacă să ne aducem aminte, până la Avraam și nici Avraam nu a mărturisit învierea din morți. Până atunci niciun om n-a mărturisit încă învierea din morți. Și totuși vedem că Avraam, el a avut încredințare. Și ceea ce el urma să facă a venit din încredințarea lui că Dumnezeu poate să învie oamenii și poate să cheme lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și el spune că nădăjduind împotriva oricărei nădejde, a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese. Așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit. Avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduințele lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. De plin încredințat că el, ce făgăduiește, poate să-și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru că pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricină fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Cel mai important lucru pentru ca noi să căpătăm încredințarea este ceea, este exemplul lui Avraam. Vedeți că foarte multă lume este care studiază Biblia. Noi la noi în biserică avem foarte multă lume care studiază Biblia și totuși în viața lor nu întotdeauna se vede o umblare în încredințare. Ei au o umblare în credință. Ei se tem și totuși când vin alegeri grele în viața lor. Și nu vorbesc despre alegeri de genul că îți dansează sau să nu dansează sau să bei un pahar de vin. Astea sunt lucruri banale care... Eu cred că când a scris Pavel pasajul din Romani 14, el pur și simplu a folosit asta ca un exemplu ca să ne fie clar. Dar în viața noastră sunt foarte multe probleme, sunt foarte multe probleme care se referă la capitolul părerilor îndoielnice, în care Biblia nu ne spune nici da, nici ba, nici alb, nici negru. Și foarte des vezi că la oameni care au studiat Biblia, care știu foarte multe lucruri, dar în momentul în care trebuie să aleagă, ei nu știu ce să aleagă. Ei șovăiesc. Parcă da, parcă nu,
parcă greu, parcă nu vezi o hotărâre la dânsii. Eu cred că asta este din cauza că ei nu privesc atent la pilda lui Avram. Avram este un foarte interesant personaj din Biblie. El e, cred că, cel mai captivant personaj. Poate David e următorul după dânsul. Nu mă laud. Dar ceea ce e interesant la Avram, pentru că dacă stiuți la viața lui, nu poți numi viața de om neprihănit, nu? Că au făcut tare multe lucruri interesante în viața lui și mai ales socotind când mai dau ce ani lui, că avea aproape 100 de ani când le-a făcut toate chestiile aceia, că au spus că Sarai e sora lui și mai multe, multe alte chestii. Și mai mare întrebări apar. Și totuși, uitați-vă că anume pe el Dumnezeu l-a ales ca să-i dea făgăduința, anume lui a făgăduit sămânța și anume pe el a fost primul care a fost socotit neprihănit prin credință. Și anume fiii lui suntem toți noi dacă credem. Și știți ce a făcut el? El a crezut, dar în momentul în care Dumnezeu l-a chemat să meargă pe o cale pe care nu o cunoștea, să meargă într-o țară pe care nu o cunoștea, el a acceptat. Și de aici s-a început cea mai importantă perioada vieții lui, și anume umblarea prin credință. Și prin umblarea lui prin credință, atunci când el a văzut cu mâna lui Dumnezeu că l-auzește peste tot, când Dumnezeu este cu el peste tot, aici lui a apărut încredințarea. Pentru că atunci când Dumnezeu a ajuns să încerce credința, atunci când Dumnezeu și-a împlinit făgăduința, i-l-a dat pe Isaac, el deja nu mai avea niciun dubiu la ceea ce poate Dumnezeu. Ceea ce vreau eu să spun, că noi ca creștini trebuie să înțelegem, dacă noi vrem să fim absolut încredințați în lucrurile pe care trebuie să le facem. Când sunt păreri îndoielnice, noi nu o să putem ajunge acolo să avem încredințarea completă dacă noi nu trăim până atunci prin credință. Pentru că uitați-vă, Avram, de la început, Dumnezeu nu i-a cerut lucruri care cer o încredințare deplină. Dumnezeu nu i-a cerut nimic care să fie în decizii care să fie contradictorie, nu? Dumnezeu, la început, i-a cerut să iasă din țara lui și din familia lui și să plece în țara necunoscut. Nu-i nimic contradictoriu aici. El, unica contradicție care era că el deja era pus bine acolo, avea familia lui acolo și totuși el a avut credință că Dumnezeu este, că Dumnezeu e tot puternic și ceea ce îi promite Dumnezeu o să se împlinească. Și el a luat și a acceptat provocarea ca să meargă într-o aventură cu Dumnezeu. Și el a mers cu o aventură, a mărturisit peste tot mâna Domnului. Dumnezeu peste tot a fost cu el. Dumnezeu a netezit calea peste tot unde a fost el. Și atunci când Dumnezeu i-a făgăduit un fiu și el a crezut, și el a mărturisit că Dumnezeu și-a împlinit făgăduința, atunci el a fost deplin încredințat. Și uitați-vă că anume atunci când el a fost deplin încredințat, atunci Dumnezeu i-a dus încercarea. Și încercarea a fost că Dumnezeu i-a dat lui să facă o alegere care este din înțeles. Până în ziua de astăzi, la fiecare creștin care prima dată citește pasajul ăsta cu... Și nu vorbesc de necreștin, dar fiecare creștin care citește prima dată pasajul cu Isaac, când Dumnezeu îi cere lui Avram să aducă jertfă pe Isaac, îi apar întrebări. De ce un Dumnezeu drept, de ce un Dumnezeu care este Dumnezeu al dragostei, îi cere lui Avram lucrul ăsta? Și Avram, care îl știa pe Dumnezeu, care îl știa pe Dumnezeu ca un Dumnezeu drept, putea să-i pună întrebări lui Dumnezeu. Dar de ce îmi cere? Tu ești cel care mi l-ai făgăduit. Tu ești cel care mi l-ai dat. El ar fi putut să vină cu cârtire, cu șovăire, cum să îndoiască, dar chiar de la Dumnezeu e vorba asta? Chiar Dumnezeu vrea eu să fac asta? Sau cu cârtire putea să înceapă? Cum adică un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care până amuia, care El mi l-a promis, El mi l-a dat, amuia mi-l ia? Nu face sens. Însă uitați-vă lecția care a luat-o Avram din toată umblarea lui cu Dumnezeu. Ceea ce el a înțeles este că el a avut o încredințare deplină că Dumnezeu ce poate să facă? Să învie morții și să cheme lucrurile care nu sunt, de parcă sunt. Și asta nu este definiția pe care noi o vedem în Evrei, ce înseamnă credința. Și asta este credința pe care Dumnezeu vrea de la noi. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim oameni care spunem că credem și noi știm, noi putem defini ce credem. Noi credem într-un Dumnezeu, într-un Dumnezeu a dragostei, într-un Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu vrea doar asta. Dumnezeu vrea ca noi să fim absolut încredințați în cine este Dumnezeu, ce poate face El, și absolut încredințați că tot ceea ce El ne-a făgăduit nouă, noi trebuie să ne nădăjduim și să știm că El va împlini. Așa cum a făcut-o Avram. Dar asta nu este cu putință dacă noi nu alegem să umblăm pe calea pe care a mers Avram. Și anume, să accepți aventura pe care Dumnezeu te cheamă să o faci și în toate lucrurile să mergi prin credință în lucruri care nu le știi. Și dacă o să mergi în lucrurile pe care le știi cu credință,
credința ta o să crească, tu o să-L cunoști pe Dumnezeu și atunci când Dumnezeu o să-ți dă o încercare, atunci când o să primești o provocare grea, o provocare care nu face sens, care e contradictorie cu natura lui Dumnezeu, atunci tu o să poți vedea lucrurile așa cum Dumnezeu le vede, nu cum le vede un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce Dumnezeu i-a cerut lui Avram, pentru un om e imposibil să facă. Și nu pur și simplu spun de un om necredincios. Eu cred că cei care sunt aici, nu știu câți dintre noi, au credința așa de mare ca să meargă să-L sacrifice pe singurul lor fiu, care l-a așteptat 90 ceva de ani. Și în care stă toată făgăduința. Pentru că înțelegeți că Isaac nu era pur și simplu singurul fiu, care era foarte tare așteptat. Și nu era pur și simplu fiul care a fost făgăduit Dumnezeu și dat Dumnezeu. În el stătea făgăduința, prin el trebuia Dumnezeu să împlinească făgăduinții mult mai mari. Prin el Dumnezeu trebuia să-L facă pe Avram tatăl multor neamuri. Prin el trebuia să ajungă făgăduința Domnului Iisus. Deci Avram știa foarte bine ce înseamnă moartea lui Isaac. Însă, în momentul în care Dumnezeu i-a cerut, Avram a fost capabil să accepte provocarea asta din cauza că el știa cine este Dumnezeu și nu știa din ceea ce e scris în Biblie, pentru că nu era Biblia atunci, nu știa din zisul celorlalți, dar el îl cunoștea Dumnezeu din propria lui experiență. Dar asta nu este posibil dacă el nu accepta să apuce pe calea credinței pe care Dumnezeu l-a chemat. Numai din cauza că el a acceptat provocarea, că el a mers spre credință, a mers pe calea Dumnezeu l-a chemat, el a putut să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum doar cei care umblă cu Dumnezeu îl pot cunoaște. Pentru că și noi mulți, noi citim Biblia, noi știm cazul cu Isaac, noi ne minunăm și ne dau la unii chiar lacrimi când știm pasajul ăsta. Pentru că, într-adevăr, e extraordinar ceea ce a făcut Avram. Și totuși, când trebuie noi să facem alegerea asta, noi nu o putem face. De ce? Pentru că noi nu avem o încredințare deplină în lucrurile care nu se văd, o nădejde în lucrurile care ne-au fost făgăduite. Pentru că noi nu L-am cunoscut pe Dumnezeu în propria noastră umblare. De aceea este foarte important să înțelegem. Dacă noi vrem să nu păcătuim, dacă noi vrem să ducem o viață neprihănită, pentru că e ușor să faci o viață neprihănită când ai cele 10 porunci, nu? Tot nu e ușor, dar e destul de ușor, nu? Ia gândiți-vă la tânărul bogat când a venit la Domnul Iisus. Toate poruncile le-a împlinit, nu? El singur a spus. Și Domnul Iisus, când a auzit, spune că l-a iubit. Și Domnul Iisus, care cunoaște inima omului, dacă el l-a iubit, înseamnă că el i-a cunoscut inima și a cunoscut ce spune el adevărat. Că toate poruncile le-a împlinit. Și atunci Domnul Iisus îi încearcă credința. Îi spune să facă un lucru care, până la urmă, nici nu-i pe de aproape la fel de controversat ca ceea ce a cerut la Avram. Și îi spune ce să facă. Să-și vândă toate averile și să împarte celor săraci. Și el nu a putut să facă asta. De ce? Pentru că el și-a trăit o viață într-o religiune, nu într-o credință. El și-a trăit viața într-o religie în care este alb, este negru, este bine, este rău, este ce trebuie să faci și este ceea ce nu trebuie să faci. El a trăit așa și parcă era totul bine. Și totuși Dumnezeu spune că s-a mâhnit tare după ce a vorbit cu dânsul. Din cauza că atunci când a venit încercarea, s-a cunoscut lucrul cel mai important. Că el nu a avut credință. El nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. El nu a crezut în Dumnezeu, în cel care poate să facă din lucrurile care nu se văd scheme lucruri, din lucruri care nu sunt scheme lucruri. El nu a crezut în Dumnezeu care poate să facă orice. Și el s-a mâhnit de la lucruri care nici măcar nu au valoare. Pe de altă parte, uitați-vă la Avram. Avram nu s-a mâhnit din cauza că Dumnezeu a spus să-și vândă averile și împarte la săraci. Avram nu s-a mâhnit din cauza că i-a spus Dumnezeu că e tot cum i-a luat lui Iov. Avram nu s-a întristat și s-a întors cu spatele și a plecat atunci când Dumnezeu i-a spus să sacrifice cel mai scump lucru pentru dânsul, care nu poate fi recuperat, care nu poate fi luat. Pentru că aici, bogat, dacă își împărța averea, cu siguranță putea să o facă din nou. Dacă Dumnezeu e cu dânsul, la urmă, nu ar trebui să fie asta prioritate în viața lui. Dar dacă și era, eu cred că Dumnezeu... Dar, la Avram, ceea ce Dumnezeu îi cere să sacrifice, nu poate fi înlocuit. Nu poate fi restaurat. Nu poate fi. Și totuși Avram, în credința lui, merge și face pasul ăsta. De ce? Pentru că el a avut o încredințare deplină. Și el, în credințarea asta, a câștigat-o prin faptul că el a mers cu Dumnezeu toată viața lui. Când Dumnezeu l-a chemat, el nu a stat să uite în spate,
El nu a spus că, ei, dar eu sunt bogat, la tata o duc bine, că am familie aici. El nu a stat să cârtească, el nu a stat să șovăiască. El nu a stat când a apucat-o pe drumul spre țara promisă, un drum pe care nu-l cunoștea și ducea într-o țară pe care nu-l cunoștea. El nu umbla să uite în spate cum a făcut țara atunci când, soția lui Lot când o ieșit din Sodoma. El nu a făcut așa. El a mers înainte și a mers prin credință în Dumnezeu. Și așa el l-a cunoscut pe Dumnezeu, așa el a căpătat o încredințare de plin în lucrurile care nu se văd. Și o nădejde fermă în făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut. Și din cauza asta el a căpătat o neprihănire pe care noi o putem căpăta dacă credem. Dar nu trebuie să credem așa cum ne pare nouă că trebuie să credem. Și anume că eu cred în Dumnezeu, eu cred în Iisus Hristos că El este Fiul lui Dumnezeu, că a murit pe cruce și a treia zi a înviat și a arătat la 500 de oameni și eu cred într-un botez. Nu. Asta e absolut, nu înseamnă că nu trebuie să credem în asta. Dar credința asta trebuie să se vadă în viața noastră. Dacă noi numai spunem cuvintele astea, asta nu este suficient. În 1 Ioan 3, 18-24 spune un lucru foarte interesant. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Ce folos dacă cineva știe să repete crezul și spune că îl crede, dar dacă în viața lui nu se văd lucrurile astea? Pentru că atunci când tu spui crezul, eu nu zic că e foarte bine să-l știi, e foarte important ca noi toți să-l memorăm crezul și să putem spune. E foarte important lucrul ăsta. Dar ce folos din trânsul dacă asta nu se vede în viața noastră? Dacă asta nu se vede în faptele noastre și dacă asta nu se vede în adevărul vieții noastre? Noi trebuie să ne învățăm să trăim credința noastră. Și credința noastră trebuie să o trăim pentru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi putem fi fermi, noi putem fi încredințați atunci când vine încercarea. Pentru că anume, când vine încercarea, atunci vin deciziile grele. Atunci încercarea în sine implică decizii grele în care nu e nimic alb și negru, în care nimic nu e clar. Dumnezeu atunci ne dă nouă încercarea pentru ca să cunoască dacă noi suntem încredințați. Dacă noi l-am cunoscut pe dânsul în timpul umblării noastre în viață, l-am cunoscut suficient pentru ca noi să știm care este decizia pe care El vrea ca noi să o luăm. Mai departe spunem, prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ceea ce este plăcut Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ne l-a dat. E interesant sfârșitul pasajului ăsta. Că noi cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ne l-a dat. Și este foarte interesant că mulți oameni, mulți credincioși au Duhul Sfânt. Ei au primit făgăduința Duhului Sfânt. Numai că noi știm când Nicodim a venit și a vorbit cu Iisus despre naștere din nou, cu ce a asemănat naștere din nou Domnul Iisus? Cuvântul, care nu se vede, nu știi din cotro vine și încotro se duce, dar știi că este. Îl simți. Și e interesant că noi avem în noi Duhul Sfânt, care exact la fel se comportă. Noi nu-L vedem. Noi știm că este El în noi, dar nu-L vedem. Și e interesant că noi avem păgăduința asta, toți o știm, toți o avem, și totuși, cât de mulți creștini, atunci când au îndemnul Duhului Sfânt, când au îndemnul Duhului Sfânt și știu ce trebuie să facă, ceea ce este plăcutul Dumnezeu să facă, ei nu fac. De ce se întâmplă asta? Oare nu din cauza aceea că oamenii ăștia nu au o încredințare? Pentru că dacă ei ar avea o încredințare în lucrurile care nu se văd, dacă ei ar avea o încredințare că este Dumnezeu, că este Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre, că este o judecată și este o pedeapsă. Ar putea ei să meargă după faptele firii și să nu aleagă să meargă după îndemnul Duhului? Nu. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că oamenii uită păgăduințele care au fost date. Eu desori vă spun cam la fiecare predică că este foarte important ca fiecare creștin să-și cunoască păgăduințele la care nădăjduiește. Eu personal întotdeauna când citesc un îndemn, sau când citesc un lucru care trebuie să-l fac, sau care să nu-l fac, eu caut făgăduința. Pentru ce eu trebuie să nu fac sau să fac un lucru? Pentru că pentru asta am crezut. Eu n-am crezut din cauza că eu vreau să trăiesc o viață neprihănită. Eu n-am crezut din cauza
că eu vreau să fiu creștin. Eu n-am crezut din cauza că eu, nu știu, vreau să fiu sfânt și să am o vorbire fără cusură. Toate că... Dar eu am crezut în făgăduințele care mi-au fost date. Eu în asta am crezut. Pe mine, desori când vorbesc cu oameni necredincioși, mă întreb, cum poți fi așa sigur? Cum poți fi așa sigur în credința ta? Și eu întotdeauna le spun, în primul rând, credința în sine implică faptul că trebuie să crezi lucruri pe care nu le știi sigur. Din cauza să știi vorba despre un credere, asta e că de fapt mă întreabă, cum poți să știi? Și spun, eu nu pot să știu din cauza asta și cred. Eu cred lucruri pe care nu pot fi știute, lucruri care nu se văd, nu pot fi știute. Dacă ele s-ar vedea, toți ar crede, nu? Dacă Dumnezeu ar fi aici și ar vorbi, dacă Dumnezeu ni s-ar arăta la fiecare, nimeni n-ar avea dubii. Dar este credința. Însă eu cred nu din cauza că, nu știu, este o știință mai mare sau ceva. Este și lucrul ăsta. Dar eu cred în făgăduințele. Ceea ce pe mine m-a provocat ca să accept chemarea Domnului Iisus, ceea ce m-a provocat pe mine ca să intru în legământ cu Domnul Iisus, este făgăduința care mi-a fost dată. Și uitați-vă că în evrei, când ne definește cuvântul credință, spune astfel. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite. Dragii mei, este foarte important ca noi să ne cunoaștem făgăduințele. Pentru că dacă noi nu ne cunoaștem făgăduințele, cum putem noi să mergem prin credință? Cum putem noi să avem încredințarea în Dumnezeu dacă noi nici măcar nu ne cunoaștem lucrurile care ne-au fost făgăduite și în care noi ar trebui să fim încredințați? Un om care este încredințat în ceva, el nu poate fi încredințat în lucrurile pe care nu le vede. Nu? El poate fi încredințat în lucrurile pe care știe că o să le primească de la cel pe care nu-l vede. Și din cauza asta noi trebuie să înțelegem. Dacă noi vrem să avem o credință tare ca lui Avram, noi trebuie să credem în Dumnezeu și să credem în făgăduințele pe care El ne le dă. Și dacă noi să facem lucrurile astea, noi să putem merge pe calea credinței pe care o merge Avram și să căpătăm aceeași mărturie frumoasă pe care au căpătat-o și el la Dumnezeu, și anume că Dumnezeu a spus despre el că i-a socotit credința ca și neprihănire. Eu vreau ca noi toți să înțelegem un lucru foarte important. Că Dumnezeu nu vrea ca noi să avem o credință care este șovăitoare. O credință care știe în cine credem, știe să-L descrie pe Dumnezeu, știe spune ce face El și cât de puternic este El, dar atunci când vine încercarea, când vine o decizie grea în viața Lui, El nu știe să facă decizia asta. Pentru că dacă El nu știe să facă decizia asta, înseamnă că El nu are o încredințare cu privire la lucrurile care vin. Și Dumnezeu spune că dacă noi, atunci când vine încercarea, procedăm într-un anumit fel, dar noi felul acela procedăm astfel din lipsă de încredințare, noi săvârșim un păcat. Dacă noi când vine încercarea, facem într-un fel sau altul din neîncredințare, asta înseamnă că noi nu ne cunoaștem bine făgăduințele și nu cunoaștem cât de puternic este cel care stă sus. Gândiți-vă la Avram. Dacă el nu ar fi avut încredințarea asta că Dumnezeu este tot puternic, el învie morții și că el poate schimba lucrurile care nu sunt de parcă sunt. Care ar fi decizia lui atunci? Care ar fi fost decizia lui atunci? Dacă el nu ar fi crezut în învierea din morți. Crezi că ar fi mers el în ascultarea lui? Crezi că ar fi mers el să-l sacrifice pe singurul său fiu? Fiul pe care l-a așteptat așa mult timp și fiul în care sunt toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut mai departe, inclusiv făgăduința Domnului Iisus prin care toți noi suntem răscumpărați. Credeți că el ar fi făcut decizia asta grea? Eu nu cred. Și asta este problema. Deci Pavel spune că orice lucru, deci tot ce nu vine din încredințare e păcat. Iată vă spun eu de ce. Pentru că atunci când noi nu avem încredințarea, noi o să alegem ce la ce ne îndeamnă firea pământească. La ceea ce ne îndeamnă ochii noștri să facem, că ei văd, și ceea ce ne îndeamnă pe noi să facem firea noastră pământească, pentru că firea pământească întotdeauna știe să ne ofere nouă decizia care ne se pare nouă mai ușoară. Însă, atunci când avem încredințarea, atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci când noi cunoaștem puterea Lui, atunci când noi avem o credință nezguduită, când avem o convingere fermă cu privire la făgăduințele lui Dumnezeu și la lucruri pe care El poate să le facă, noi vom putea să facem decizia care este grea, însă decizia aceea putem fi încredințați că este decizia care este plăcută lui Dumnezeu. Și până la urmă, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Avram după aceea. Știți ce nume i-a dat lui Avram atunci?
când s-a dus să-l sacrifice pe Isaac și îngerul Domnului l-a oprit? Ce nume i-a dat Dumnezeu? Dumnezeu va purta de grijă. Pentru că atunci el s-a întors și era un berbec cu coarnele înodate într-un arbuște, l-a luat și l-a sacrificat pe el. Dumnezeu i-a purtat de grijă. Însă, vedeți, fiți foarte atenți. Noi toți vrem ca Dumnezeu să ne poartă de grijă. Noi toți vrem ca în viața noastră să experimentăm faptul că Dumnezeu ne poartă de grijă, că Dumnezeu este de partea noastră, că El ne poartă sub arepa Lui și ne poartă pe palme și cum, peste tot merge parcă fără niciun efort din partea noastră. Toți vrem asta, nu? Toți vrem să experimentăm asta în viața noastră, pe Dumnezeu care poartă de grijă. Însă fiți atenți cui Dumnezeu i s-a descoperit în numele ăsta. Cine l-a cunoscut pe Dumnezeu ca cel care va purta de grijă? Oare nu este acela care a avut o încredințare deplină și încredințarea lui a putut să o arate prin faptele lui? Și anume că atunci când a venit decizia grea în viața lui, atunci când a venit încercarea, el a știut din încredințarea lui să facă decizia corectă. Și n-a păcătuit. Ba mai mult, spune că Dumnezeu i-a socotit asta ca neprihănire. De aceea, luați aminte un lucru. Dumnezeu este Dumnezeu care poartă de grijă. Dar El nu poartă de grijă la oricine. El poartă de grijă la cei care știu să încreadă în El. El știe să poartă de grijă la cei care își cunosc făgăduințele, care îl cunosc pe Dumnezeul lor, care umblă pe calea lor, pe care Dumnezeu i-a chemat, cu Dumnezeu, care știu să-L asculte fără șovăire și fără cârtire, și dacă ei umblă pe calea asta, și atunci când vine încercarea grea, ei știu să aleagă să facă decizia corectă din încredințarea pe care au în Dumnezeu, atunci Dumnezeu le se descoperă lor ca Dumnezeul care poartă de grijă. Numele ăsta nu este pentru fiecare. Numele ăsta este pentru cei care știu să încreadă în Domnul și au o încredințare deplină în lucrurile care nu se văd și o nădejde fermă cu privire la lucrurile care au fost făgăduite. Fără asta, în Evrei spune că este cu neputință să scăpătăm o mărturie plăcută, o mărturie frumoasă din partea lui Dumnezeu, și fără o mărturie frumoasă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este pentru noi sau pentru persoana care nu are o mărturie frumoasă din partea lui Dumnezeu, El nu este Dumnezeul care poartă de grijă. Dacă noi vrem un Dumnezeu care ne poartă de grijă, noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să avem o încredințare deplină în Cel care este Dumnezeul nostru, în Cel la care noi așteptăm făgăduințele și în Cel pe care noi îl numim Domn și Mântuitor.